Bine v-am regăsit, dragilor! Astăzi vorbim despre cartea lui William Richards, Cunoașterea Sacră, Substanțele psihedelice și experiențele spirituale, o carte publicată în portofoliul editurii RALT, Cunoașterea Sacră, prima relatare bine documentată despre efectul psihedelicelor asupra proceselor biologice, a conștiinței umane și a experiențelor religioase revelatoare. Alături de noi este Victor Fluieraș, psiholog, psihoterapeut analitic și vom vorbi pe marginea acestei frumoase cărți. William Richards este psiholog la Departamentul de Psihiatrie la Școala de Medicină a Universității Johns Hopkins, consultant, formator la site-uri de cercetare psihedelică la nivel internațional, profesor în programul de terapie și cercetare psihedelică la Institutul de Studii Integrale din California. De asemenea, timp de un deceniu, din 1967 până în 1977, a făcut cercetare în psihoterapie cu psihedelice la Centrul de Cercetare Psihiatrică din Maryland, inclusiv protocoale menite să investigheze promisiunea substanțelor psihedelice în tratamentul alcoolismului, al depresiei, al dependenței de narcotice, al anxietății și suferinței psihologice asociate cu cancerul terminal. Și aș începe discuția noastră cu întrebarea, Victor: sunt psihedelicele eficiente în tratarea celor menționate puțin mai sus, alcoolismul, dependențele de tot felul, de asemenea anxietății, depresiei și iată, este pomenită și, am putea spune, frica de moarte în diverse boli, să spunem, cum este cancerul boli terminale, cum este cancerul în fază terminală. Bună seara, Sorin, și mulțumesc pentru invitație. E un subiect foarte incitant și, Și o carte pe măsură. da, studiile, da, și cartea lui Richard este foarte bine documentată. Studiile ne arată că în toate aceste afecțiuni și tulburări pe care le-ai menționat, psihedelicele pot să aibă efecte benefice, vindecătoare. Acum, e mai puțin știu probabil că cercetările au început de la mijlocul anilor 50, au continuat până pe la mijlocul anilor 70, cred că în 77 a fost ultimul studiu. Richards menționează în carte că a făcut parte din echipă. Și echipa care a închis cumva ușa în acea perioadă și studiile au reînceput cam acum 20 de ani și de vreo 10 ani încoace sunt acceptate în mediul universitar și în spitalele de elită, în Statele Unite, în Canada, Mexic, Noua Zeelandă, Elveția. Pe scurt, studiile arată niște rezultate foarte promițătoare, da? Atât legat de depresie și anxietate, legat de stresul post-traumatic, o categorie care a recurs la aceste substanțe, atât în cadrul experimentelor, cât și în zona gri, au fost veteranii de război, de exemplu, o categorie care a fost foarte afectată de acest sindrom, mai ales în Statele Unite. Ne referim la războiul din Vietnam, mai ales. Și a războiului din Vietnam și mai recent a războiilor din Irak și Afganistan, Da. pentru că vorbim de perioada ultimelor 15-20 de ani. E un subiect care e dificil tocmai pentru că e inclusă și componenta politică și din moment ce au fost interzise aceste substanțe, nici nu s-au mai putut face cercetări într-un cadru legal. Faptul că s-a obținut din nou aprobarea pentru aceste cercetări e, din punctul meu de vedere, dătător de speranță. Pentru că rezultatele, așa cum spuneau, sunt foarte bune și cei care vor citi cartea vor avea detaliate pe categorii de substanțe, pe afecțiuni, în ce clinici, în ce spitale, în ce universități au fost desfășurate studiile. Care crezi că sunt cele mai
mari concepții, să spunem, greșite despre substanțele psihedelice. Cred că principala greșeală care e făcută atunci când vorbim de substanțele psihedelice și e cazul să le delimităm de alte substanțe care afectează conștiința. Da? E cazul să le delimităm de narcotice, de stimulante. Sunt substanțe dintr-o categorie diferită de alcool, de cocaină, de heroină, de opiu. Și substanțele la care ne referim și se referă Richards în carte sunt DMT, LSD, MDMA, psilocibină, ibogaină. Mescalina. Aceste substanțe nu te adorm, nici nu te stimulează, nu te pun într-o stare asemănătoare maniei, nu te pun într-o stare asemănătoare viselor, ci dau un grad crescut de claritate, în primul rând, și asta e componenta lor principală. Creează noi înțelesuri, noi sensuri și mă bucură faptul că se studiază inclusiv în context cognitivist și neuroștiințele pot să vadă că se creează noi sinapse prin intermediul folosirii acestor substanțe. Acesta cred că e prima greșeală. Prima greșeală e asocierea cu alte droguri. Da? Și știu că sunt categorisite ca fiind substanțe care nu au uz medical, ceea ce e eronat. Și iarăși e o etichetă care a fost lipită în anii 70, tot în context politic în Statele Unite. După aceea există preconcepția că pot fi producătoare de psihoză. Și preconcepția aceasta nu e total lipsită de adevăr, există acest pericol și Richard iarăși menționează în carte, nu e recomandat celor care au un istoric medical, personal sau familial cu psihoza să folosească aceste substanțe. Pentru că în anumite contexte pot induce stări care pot fragmenta conștiința. Dar în contextul în care au fost ele folosite, în cadrul studiilor, unde the set and setting, da? Adică starea celor pe care au fost testate substanțele și cadrul, mediul în care au fost făcute testările, erau controlate, nu a existat acest pericol, cel puțin din studiile pe care le menționează Richards. După aceea, există și judecata eronată că sunt periculoase, ori sunt printre cele mai puțin periculoase substanțe, tocmai pentru că e vorba de o cantitate foarte mică de substanță care produce efectele asupra conștiinței, iar cantitatea de substanță care e periculoasă e de un număr de mii de ori mai mare decât această cantitate. Plus că Richard vorbește și de microdozare, apropo de ce spuneai mai devreme. Inclusiv faptul că pot fi folosite la ordinul microgramelor. Și microdozarea presupune că nu se ajunge la efectele psihedelice, nu se ajunge la niște efecte intense, ci sunt niște efecte mai subtile. Adică din punct de vedere al siguranței, mai ales dacă se respectă cadrul și se respectă niște precauții, sunt safe. Acum, el mai vorbește și despre faptul că, de exemplu, schiatul e periculos. Asta nu înseamnă că oamenii nu mai schiază. Da? Dar e înțelept să iei niște lecții înainte. E înțelept să faci asta cu un monitor întâi, pe o pantă lentă, nu să-ți dai drumul din vârful muntelui pe o pantă abruptă fără să fi făcut asta înainte. Ori tocmai asta s-a întâmplat în anii 70, când substanțele psihedelice au fost folosite în diverse contexte care au produs și concerte, aglomerări de oameni,
au produs și niște efecte negative, iar acestea au fost exagerate în mass media. Probabil acum mă gândesc și în combinație că tot vorbeai de tot felul de festivaluri, de concerte și de perioada din America, sfârșitul anilor 60, hippie, mișcarea hippie, Flower Power, au fost asociate probabil și cu consumul de alcool și probabil în combinație cu alcoolul s-au dus în alte zone. Fiind prima relatare bine documentată despre efectul psihedelicilor asupra proceselor biologice, a conștiinței umane și a trăirilor religioase revelatoare, cartea lui William Richards, Cunoașterea Sacră, se bazează pe trei decenii de cercetări științifice riguroase și pe o analiză atentă a modului în care să abordăm în siguranță utilizarea psihedelicilor în studiul conștiinței. Cum crezi că a influențat această carte a profesorului Richards direcțiile viitoare în studiul substanțelor psihedelice, psihoactive? Când vorbim despre viitor, putem doar să presupunem. Acum, ce pot eu să sper e că această carte va fi una dintre cărămizile unei fundații, fundații ale unui nou edificiu, pentru că există mult potențial în studiul acestor substanțe. Există potențial terapeutic și el vorbește spre sfârșitul cărții iarăși foarte detaliat și își alege cu grijă niște domenii care pot fi influențate pozitiv de studiul substanțelor psihedelice. Vorbește și de religie, vorbește și de terapie, vorbește și de muzică, filozofie, adică vorbește despre faptul că sunt multe domenii care ar putea beneficia de pe urma acestor studii, mai ales dacă ar fi vorba de studii multidisciplinare. În completarea... În ce direcție ne îndreptăm, încă nu cred că putem spune. Adică, cred că încă suntem foarte devreme în acest domeniu. E un domeniu tânăr și e o perioadă de pionierat. Probabil al doilea pionierat, dar... Rămâne să văd de văzut. În completarea celor spuse de tine mai devreme, legat de importanța acestei cărți, psihoterapia asistată de psihedelice a redevenit, așa cum spuneai tu, populară. Iată, după 20 de ani, după două decenii în Statele Unite, și a devenit popular atât în rândul oamenilor de știință, cât și în rândul profanilor. Și ne bucură faptul că, practic, prin această carte, Richards, poate nu știu dacă trage un semnal de alarmă, dar vine să facă această, aș spune eu, diferențiere extrem de importantă între, în mentalul colectiv, în conștiința colectivă a oamenilor, între ceea ce înseamnă drogurile recreaționale și ceea ce înseamnă substanțele psihedelice, psihoactive, care efectiv ajută în psihoterapie, în vindecarea anumitor probleme psihice, vindecarea anumitor tulburări psihice. Cum vezi viitorul acestei abordări psihoterapeutice în care, iată, în sprijinul psihoterapiei vin substanțele psihedelice? Acum, sigur că o parte dintre aceste substanțe pot fi folosite și în scop recreativ. Nu prea cred că vrea nimeni să se recreeze trecând prin experiența cu ayahuasca sau iboga, care sunt experiențe foarte dificile și care durează ore în șir. Însă, ce menționează Richard în carte e că dacă e cadrul potrivit, da, și cadrul pe care el îl observă în studiile care au fost făcute, e unul în care se pune
un anumit tip de muzică. El oferă la sfârșitul cărții sugestii pentru playlist, în care există accesul la natură, în care e liniște, în care există o persoană care e disponibilă pentru cel care trece prin experiența psihedelică. Ori, în acest cadru, efectele vor fi cu totul diferite de un cadru haotic sau necontrolat sau imprevizibil. Pentru că în timpul experienței psihedelice, persoana care trăiește acea experiență devine foarte susceptibilă la cei mai mici stimuli din mediu și fiecare stimul din mediu poate crea efecte în interiorul psihicului. Da? Și devine și foarte sugestionabilă. Acesta e motivul pentru care e importantă controlarea cadrului. Acum, în cadrul controlat, văd foarte multe direcții care pot duce la beneficii terapeutice pentru cei care vor urma acest tip de terapie, presupunând că va ajunge la scară mai largă. Deocamdată e cu titlul de experiment și se practică în anumite clinici private în Costa Rica, Mexic, în țări care au o legislație mai permisivă, Portugalia. Însă, din ce am văzut eu, au deocamdată niște costuri care sunt prohibitive pentru cei mai mulți dintre. Iar dacă se va schimba legislația, cred că asta va duce la o creștere exponențială, probabil, a studiilor făcute, a clinicilor care să folosească și aceste metode. Da? Pe care eu le văd ca având un personal și psihoterapeut și doctor psihiatric care să supravegheze procesele. Pentru că e nevoie de o echipă multidisciplinară care să se ocupe pentru a asigura siguranța. Ce mi se pare interesant la carte este că pe lângă cei menționați de tine puțin mai devreme, și opinia publică, dar și psihologi, psihoterapeuți, cartea este cumva, și spune Richards la un moment dat, destinată și teologilor sau persoanelor care studiază sau sunt cercetători în domeniul studiilor. Pur și simplu au interes exact, în zona asta. Exact, sau cercetători în domeniul studiilor religioase. Pentru că următoarea întrebare chiar este legată de această mică idee, cui îi este adresată această carte. Cum sunt definite și explorate experiențele mistice în contextul psihoterapiei asistate și cum pot contribui aceste experiențe mistice la procesul de vindecare și transformare personală? Ce au observat cei care au făcut aceste studii a fost că experiențele luminoase de la un moment dat deveneau oarecum inevitabile. Exista o etapă în care conținuturile experiențelor aveau o natură personală, după care ajungeam într-un teritoriu arhetipal, pe care Jung îl descrie. Iar în acest teritoriu arhetipal, contactul cu acest teritoriu devine vindecător. Faptul că poate conștiința să acceseze niște zone pe care nu le accesează în realitatea de zi cu zi, e ceva vindecător. Acum, în psihoterapia clasică, asta nu prea se întâmplă, pentru că e o zonă, în general, ignorată. Dar ori ne facem că nu există, ori o considerăm de-a dreptul patologic.
Când vorbim de psihoterapia analitică junghiană, e un teritoriu pe care îl acceptăm, considerăm că e vindecător, dar putem doar spera că o să ajungem acolo printr-un act de grație, printr-o întâmplare favorabilă. Dar nu putem noi direcționa terapia către acel teritoriu. Ori în cadrul studiilor pe care le menționează Richards, de cele mai multe ori se ajunge în acest teritoriu arhetipal, în contact cu luminosul, cu sacru. Iar contactul cu sacru e vindecător. A zice că asta e ce ar trebui să urmărească orice terapie până la urmă, dacă mergem la înțelesurile mai clasice ale terapiei. Mai ales că, uite, patru subcapitole din carte, pentru că aș fi vrut să insiști un picuț pe Carl Gustav Jung din postura de psihoterapeut analitic și din lucrul, să spunem, cu arhetipurile. Cele patru pe care vreau să le menționez subcapitole, din cartea lui Richards, Cunoașterea sacră, substanțele psihedelice și experiențele spirituale, chiar așa se intitulează: Cunoașterea intuitivă, pași spre conștiința unificatoare, noi perspective asupra timpului și spațiului și viziuni și arhetipuri. În carte el dă o sumedenie de exemple și merită citite experiențele, pentru că sunt citate din experiențele diversilor participanți. Iar experiențele astea, dacă nu ai ști că le citești într-un material clinic, ai zice că sunt, nu știu, din scrierile misticilor, din niște texte sacre, pentru că vorbesc despre diversi zei, diverse avataruri ale unor zeități, ceea ce Jung numește arhetipuri, iar experiența în sine a acestor tărâmuri ale inconștientului, da? Când zicem tărâmuri ale inconștientului, iar sună limitativ. Vreau să fac o scurtă paranteză. Richards vorbește în carte despre limbaj și despre cât de sărac e limbajul atunci când e vorba de a descrie un anumit spectru de experiențe și trăiri, da, care sunt din zona sacrului. Și el reușește, pe cât posibil, folosind limbajul, să creioneze o schiță a ce se poate întâmpla, dar imaginea pe care o am eu e schița lui, e alb-negru, orice se întâmplă, de fapt, e ceva, e un film la high definition multicolor. Limbajul nu ne ajută foarte mult să definim niște și să exprimăm niște experiențe care nu au fost colective într-un număr suficient de mare de cazuri. Ceva ce a trăit o singură persoană e experiența sa care nu are individuală. termeni, da, de definit. Iar ce se întâmplă, ce descrie el în acele capitole, sunt tot felul de experiențe ale sacrului. Acum, asta e ceva ce au observat și cei care au făcut studiile în primii ani. După o serie de experiențe și-au dat seama că nu găsesc modalități de a descrie ce li se întâmplă decât făcând apel la textele sacre, la textele budiste, la vede. Acum, e o zonă care e dificil de explorat atât timp cât e considerată tabu. Și ce propune autorul în această carte e tocmai o detabuizare
tocmai pentru a putea cunoaște mai bine ce e acolo. De exemplu lui Galileo Galilei, care a inventat telescopul și pentru asta a fost persecutat. A fost amenințat de inchiziție și e și o piesă de teatru acolo care e menționată, în care Galileo Galilei le propune inchizitorilor să privească prin telescop ca să înțeleagă despre ce-i vorba și inchizitorii zic: nu are niciun sens să privim și dacă am vedea ceea ce ne spui tu că am vedea, noi știm că ar fi niște halucinații. Nu ar fi adevărul. Da? Până la urmă, substanțele psihedelice pot fi privite și ca niște unelte. Grof, cred că le-a numit un fel de microscop în interiorul conștiinței. Și e un spațiu arhetipal care e foarte ofertant, e foarte divers, e foarte bogat, acoperă întregul spectru de experiențe umane și ceva în plus. Vine cu surpriză, vine cu un element de mister. Așa că, ținând cont de asta, pot să înțeleg de ce există exploratori ai conștiinței care merg în afara laboratorului și încearcă să pășească pe acest teritoriu. Doar că e ceva care are și un anumit risc. Da? Dacă e făcut, cum ziceam, ca schiul fără a învăța înainte care sunt regulile. Exact. Dragilor, am vorbit astăzi despre cunoașterea sacră, substanțele psihedelice și experiențele spirituale. Cartea lui William Richards, publicată în portofoliul editurii Herald, a fost alături de noi. Victor Fluieraș, psiholog, psihoterapeut, analitic, căruia îi mulțumim din suflet pentru informațiile extrem de prețioase pe care ni le-a adus pe marginea cărții și, bineînțeles, ca recomandare de carte pentru dumneavoastră. Ne vedem la un nou episod Cărți deschise pentru minți deschise. Să aveți o zi minunată în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine! Mulțumesc, la revedere!